Bun găsit, dragi telespectatori! Iată-ne la o nouă ediție a emisiunii Universul Credinței și, după cum vedeți, gazda acestei emisiuni sunt eu, mai este Părintele Iulian Marc de la parohia Lacul Roșu, după cum el însuși a anunțat în emisiunea trecută. De acum, iată, vom realiza împreună aceste popasuri duhovnicești, aceste situații în care vom încerca să aducem în actualitate cuvântul Evangheliei, cuvânt care trebuie să pătrundă în casele fiecărui om. Mă numesc preot Mariei Cosma Sorin și sunt preot în parohia Homiceni, Comuna Bârgăoan, și astăzi am venit la preotul Ștefan Zaharia, în Comuna Girov și anume în parohia Conțești. Bine v-am găsit, Părinte! Bine ați venit! Vedem în ceea ce privește Evanghelia de astăzi și anume Evanghelia din Duminica a treia după pogorârea Sfântului Duh. Tocmai astăzi putem observa că au trecut destul de repede aceste 3 săptămâni de la pogorârea Duhului Sfânt, de când, iată, ucenicii Mântuitorului au primit pe Mângâietorul și au transmis mai departe învățătura. Iată-ne, Sfânta noastră Biserică vine cu un nou text, o nouă Evanghelie, și anume o Evanghelie care are chemarea din partea Mântuitorului și spune în această chemare, și anume o chemare în care să ne axăm mai mult pe îngrijirea sufletească decât cea trupească. Părinte, v-aș ruga să ne explicați de ce în calendarele noastre duminica aceasta a treia după pogorârea Duhului Sfânt este consemnată și anume duminica despre grijile vieții. Mă bucur că ați venit în casa noastră. Și e o provocare să vorbim despre așezarea sărbătorilor și a Evanghelilor în calendar, pentru că atunci când s-a făcut acest calendar s-a avut în vedere atât importanța momentelor istorice legate de viața Mântuitorului Hristos și a Sfinților, dar și o anumită programă duhovnicească care să răspundă nevoilor sufletești ale creștinilor. Era firesc ca după pogorârea Sfântului Duh să vină o duminică a tuturor sfinților, pentru că vorbim de comunitate creștină. Apoi am avut duminica sfinților români, pentru că vorbim despre comunitatea noastră creștină, și anume despre Biserica Ortodoxă Română, și firește acum vorbim despre noi și despre grijile noastre. Pentru că în primele două duminici am văzut oameni ca și noi care au depășit aceste griji și care au ajuns prin mucenicie sau prin exemplu vieților canonizați și firește să fie sfinți ai bisericii noastre și îi avem în calendar. Așadar, conform acestui demers, astăzi vorbim despre grijile lumești, despre grijile vieții, vorbim despre ceea ce trebuie să facem noi în legătură cu starea noastră de comunicare și comuniune cu Dumnezeu. Textul îl găsim la Evanghelia la Matei, capitolul 6, versetele de la 22 la 33 și ele sunt o imagine absolut deosebită a ceea ce înseamnă tocmai starea noastră sufletească și legătura noastră cu Dumnezeu. Ca să înțeleagă mai bine și telespectatorii noștri despre textul Evangheliei, am vrea să dăm mai întâi citire acestui text pentru a parcurge mai bine învățătura. Firește, dacă deschidem Scriptura Noului Testament, vom vedea următorul text. Luminătorul trupului este ochiul. De va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat. E, dar va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci dacă lumina care este în tine este întuneric, dar întunericul cu cât mai mult. Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urâ și pe celălalt îl va iubi, sau unul se va lipi și de celălalt îl va disprețui. Nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea zic vouă, nu vă îngrijiți pentru sufletul vostru ce veți mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este sufletul mai mult decât hrana și trupul decât îmbrăcămintea?
Priviți la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună jidnițe și Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai presus decât ele? Și cine dintre voi, îngrijindu-se, poate să adauge staturii sale un cot? Iar de când îmbrăcăminte, de ce vă îngrijiți? Luați seama la crinii câmpului cum cresc, nu se ustănesc, nici nu torc. Și vă spun vouă că nici Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceștia. Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este și mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult decât pe voi, puțin credincioșilor? Deci nu duceți grijă spunând ce vom mânca, orice vom bea, orice ne vom îmbrăca. Că după toate acestea se străduiesc neamurile, știe doar Tatăl vostru cel ceresc că aveți nevoie de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate acestea se vor adăuga vouă. Este un cuvânt foarte pătrunzător. Desigur, dacă am vrea să parcurgem fiecare învățătură din această Evanghelie care se extrage, nu ne-ar ajunge doar o emisiune, dar vom încerca în cât timp avem să punem accentul pe ceea ce este actual din această Evanghelie. Și aș vrea să mă refer aici în principal despre grijile vieții omului de zi cu zi. Of, dacă am vorbit despre o grijă, poate ne-ar fi mai simplu. Haideți să rămânem totuși general. Grijile pornesc în momentul în care devenim conștienți. Primii ani ai copilăriei suntem dependenți total de părinți, ne formăm conform învățătorilor, conform educației din casă și abia după ce, știu, facem primii pași către școală și devenim mai prezenți în ceea ce facem și suntem și responsabili asupra faptelor noastre cât de cât, începem să conștientizăm, să ne dăm seama că avem nevoie de ceva sau de altceva, așadar apar primele griji. Grija cea mai mare pe care ar trebui să o avem ar fi grija față de noi înșine. Și fără să înțelegem prin asta un egoism. Grija față de Dumnezeu, adică de suflet, grija față de noi în sensul de familie și grija față de noi în relație cu ceilalți. Ar fi trei planuri ale grijii. Nu e o egoism, e o pur și simplu o așezare a lui Hristos în mijloc, e cristocentrism. Și e firesc să avem în vedere aceste lucruri, deși dacă vom deschide acum ușa bisericii și ne vom întâlni cu primii vecini, cu siguranță că vom avea în vedere cu totul și cu totul altfel de griji, care sunt mai mult duse către grija față de sine, spre ușor spre egoism. Nu judecăm pe nimeni, dar dacă ne privim pe noi înșine, cu siguranță că dimineața, foarte mulți, în loc să facem Sfânta Cruce și să ne spunem rugăciunea, cu siguranță ne vom gândi cu ce voi trimite copilul la școală, ce voi pune astăzi pe masă, ce voi face cu întreținerea dacă stau în oraș, ce voi face cu cheltuielile că trebuie să cumpăr lemne pentru la iarnă. Deci grijile noastre se limitează efectiv la bunul mers al vieții cotidiene. Desigur, în ceea ce privește, ați pus accentul mai mult acum pe grijile omului de zi cu zi și anume despre grijile materiale. Vedem aici Mântuitorul în Evanghelia de astăzi spune să nu ne îngrijim de cele materiale. Este o încurajare la lene, să spunem, la păcatul lenii sau încurajarea de a sta să ne rugăm să ne dea Dumnezeu? Nu e o încurajare, e pur și simplu opunerea unui accent. E ca și cum spunem noi pe românește că pui punctul pe i. Trebuie să muncești pentru ceea ce ai și pentru ceea ce îți dorești, pentru că mai spune tot Hristos în Evanghelie că cine nu muncește să nu mănânce. Așadar nu e vorba de încurajarea lenii, ci e vorba, dacă veți, de o prioritizare a ceea ce facem. Îmi fac lucrurile de zi cu zi, sunt conștient de misiunea mea, de rolul pe care l-am eu în serviciu pe care îl fac sau în familia pe care o am, dar asta nu înseamnă că singura mea grijă, ca să folosim acest cuvânt, este doar materialul. E indispensabil, pentru că dacă am vrea să trăim fără partea materială, atunci am merge cu toți în sihăstrii, pe vârfuri de munți, prin crăpături de peșteri și am mâncat doar rădăcini, eu știu ce fructe de pădure, și cam asta ar fi toată grija, să spunem, față de pântece, pe românește spus, și față de existență.
Însă nu trebuie, dacă să rămânem în lume totuși, că nu suntem cu toții sihaștri, nu trebuie să rămânem doar la accentul material, ci să-L vedem pe Dumnezeu. Și atunci când ne oferim lui Dumnezeu grija noastră, atunci Dumnezeu vine și o împlinește mai mult. Căutați mai întâi, spune și în Evanghelie, căutați mai întâi celele Dumnezeu și apoi toate celelalte se vor adăuga vouă. Vedeți, aici tot Mântuitorul, să spunem, vin cu întrebare, poate chiar să spunem din Evanghelia Mântuitorului, din cuvântul său. Nu vă îngrijiți de ce veți bea sau ce veți mânca, cât și păgânii fac asemenea. Păi stă în fire umană să trăiești. Nu prea ai cum să nu te îngrijești. Aici e vorba doar de exagerări. Spune acest cuvânt în Evanghelia la Matei pentru a înțelege că nu trebuie să stăm tot timpul cu grija mâncării și a băuturii, întrucât și prea multă mâncare sau prea multă băutură pot produce niște mari probleme de sănătate. Acum, dacă suntem sinceri cu noi și privim în ograda noastră, vom vedea că avem o grămadă de oameni care nu au nici ce mânca și nici ce bea. Aici nu mai este vorba de grijă, ci este vorba de lupta pentru supraviețuire la un moment dat, fără să intrăm în prea multe aspecte legate de social, de politic sau eu știu de altceva, ci efectiv privind din punctul nostru de vedere ca și comunitate creștină. Și cred că nu este parohie care să nu aibă o situație care trebuie să intervină. Și prin parohie nu mă refer doar la preot, pentru că în general este mai ușor ca un profesor să vii să predai, adică și ca un preot să vii să mergi în biserică și să nu accepți sau să nu aștepți, mai bine spus, un feedback de la ceilalți. Credincioșii au nevoie de implicarea mea ca preot, dar și a celor din jurul meu, membri ai Consiliului și ai Comitetului Parohial, dar și celorlalți membri din parohie. Și cred că nu e mai de preț decât intervenția unui vecin în viața unui om care are nevoie, care este, această intervenție este cumva întărită sau fundamentată atât pe rugăciunea comunității, cât și pe intervenția materială și socială. Gândiți-vă că sunt oameni care rămân fără casă. E foarte frumos, spunem, haideți să ne rugăm pentru aceștia, pentru că au o mare problemă și nu poți să le spui lor să nu aibă grijă nici cu ce se vor îmbrăca, ci nici ce vor mânca sau ce vor bea, pentru că n-au nici de unele. Dar pe lângă rugăciune și pe lângă faptul că l-aduci pe Dumnezeu în problema lor și în comunitatea ta, trebuie să pui mâna să lucrezi pentru el, să faci ceva concret, fără să faci prea multă critică și discuții, pentru că s-au întâmplat. Și ați văzut poate și pe la inundații, și pe la alte forme, alte cataclisme, mulți care comentau că, uite, aceștia primesc, cheltuie. Avem un spirit de critică deosebit, suntem foarte buni judecători, dar, din nefericire, nu prea suntem și slujitori. Ori Hristos, dacă citim întreaga Sfântă Scriptură, spune, n-a venit să mi se slujească, ci să slujesc. Și noi trebuie să ne raportăm la același lucru. Și eu ca preot și dumneavoastră, telespectatorilor, să vă raportați la aceeași situație de îngrijire a celui din jur, chiar dacă de multe ori poate, până la acel moment, acea persoană pe care o ajutam a avut ceva mai mult decât noi. Nu asta e important. Deși pare că e mai important în zilele noastre, nu prea mai avem grijă de aproape, ci avem grijă altuia, dar în sensul negativ al cuvântului. Foarte bine ați, să spunem, deviat subiectul în ceea ce vrește grija altuia, de la grija vieții la grija altora sau altuia și nu de propria noastră ființă și viață. Și tot Mântuitorul vine și spune în Evanghelie, luminătorul trupului va fi ochiul tău. Și Sfântul Ioan Gură de Aur spune un lucru la fel de frumos. Este o carte scoasă mai recent, numită Problemele vieții. De fapt, nu e o carte scrisă direct de Sfântul Ioan Gură de Aur, e o adunare de texte din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur și acolo se vorbește chiar despre această problemă a ochiului. Și spune, cum vei putea, vorbind către tineri, cum vei putea, ca mergând într-un loc unde e o mare, hai să-i spunem, distracție mai modern, să privești și să nu pleci cu amintiri din acel moment, din acel loc. E firesc, atunci când vezi un lucru care nu e chiar un combustibil pentru sufletul tău, s-ar putea să fie un combustibil doar pentru trup. Și atunci partea noastră umană, cu tot ce reprezintă carne și oase, cu sânge, cu nu vreau să fac acum o anatomie a omului, ca idee, toate au un anumit mecanism și atunci și partea noastră hormonală merge într-un anume sens. Sau ispita, dacă vreți cum o numim creștinește, tentația omenește, vine prin privire, vine prin simțuri, la asta se referă Evanghelia. Privind, îți place ceea ce vezi, dar de multe ori bucuria și plăcerea de moment se pot transforma în vicii, în patim, pentru că o informație care ajunge în creier și care nu este
consacrată păcii, liniștei lui Dumnezeu, că la asta ne referim noi în toate rugăciunile, poate deveni un punct de plecare către o patimă, către o dramă mai târziu, pentru că din nefericire avem tot felul de situații. Dar putem spune că și prin ochi nu putem să citim pe om? Dintr-o privire putem să citim, bine, există și această sintagmă, dragoste la prima vedere, dar vedem aici cu totul alt sens. Dragoste la prima vedere e dragostea pentru Dumnezeu. E prima vedere a lui Dumnezeu, la asta se referă. Știți de ce? Acum să nu mă înțelegeți greșit și nu vreau ca nici care ne privească să creadă că duc tot subiectul doar în sfera aceasta teologică. În fiecare dintre noi este chipul lui Dumnezeu. Deci este Dumnezeu așezat acolo ca identitate. Pe fruntea noastră asta scrie, Hristos. Atunci dacă e dragoste la prima vedere, tocmai asta se referă această vorbă, deși noi am distorsionat-o în timp, da. Ca și multe alte cuvinte, cu mana, a plouat cu mana, când mana în sine a fost ceva foarte bun. Dragostea la prima vedere e dragostea pentru celălalt. Îmi place pe omul pe care îl văd, nu pentru că are o imagine extraordinară doar din punct de vedere fizic, deși cu siguranță că toți privim pe un om care e foarte frumos și e normal să facem asta. Dar dincolo de aspectul fizic s-ar putea să vedem o frumusețe extraordinară care e dincolo de chip, care e dincolo de păr, care e dincolo de, să spunem, de înălțime, care e dincolo de orice parte care ne atrage poate și fizic, pentru că există această situație de empatie și da, putem citi un om, numai că nu știu dacă îl citim întotdeauna foarte bine, pentru că ne-ar trebui și ceva studii de psihologie. Nu întotdeauna ceea ce vedem, prima impresie este și cea pozitivă sau cea corectă sau cea adevărată, pentru că fiecare dintre noi are un mod de a se comporta și trebuie să pornești atunci când îl privești pe om de la o tipologie a lui. Ori asta se întâmplă doar atunci când îl cunoști foarte bine. Dar toți suntem tentați să judecăm și să catalogăm la prima vedere persoana respectivă. E o tentație de judecată pentru că căutăm răspunsuri în ceilalți mai mult decât le căutăm în noi. Sau încercăm să trimitem o parte dintre responsabilitățile noastre celor din jurul nostru. E mai ușor să vezi pe cineva că îți duce grijile și spre asta, de fapt, ar trebui să ne îndreptăm. Pentru că, mai spune Scriptura, aportați-vă sarcinii unii altora. Exact. Sfântul Apostol Pavel spune lucrul acesta tocmai în ideea în care, îngrijind de unii de alții și având o comunicare foarte bună și având un trai cât de cât onest unii cu alții, atunci am putea să ne ajutăm mai mult și aceste sarcini nu s-ar mai transforma în critică în sensul negativ al cuvântului, ci într-o critică pozitivă. Cuvântul Cristi înseamnă transformare. De fapt, și critica în sine nu e rea, dar trebuie să fie constructivă. Să revenim puțin la subiectul inițial de la care am plecat și anume de la Evanghelia Duminicea 3 după Rusale și anume despre grijile vieții. Vreau, Părinte, puțin să ne vorbiți despre acest simptom curent, nu știu exact cum să-l numim, un mod de a trăi și anume despre stres. Grijile vieții sunt egal cu stresul? Și da și nu. Dacă te îngrijești și arzi de dorul cuiva, dacă ai pe cineva plecat departe, dacă ai pe cineva care e în altă parte decât tine pentru o anumită perioadă, că e vorba de o zi, că e vorba de un an, sau te îngrijești pur și simplu de binele celor de lângă tine, nu ești stresat, ci ești pur și simplu un foarte apropiat, dacă vreți, o persoană foarte intimă și dragă celui de lângă tine. Stresul e, de fapt, o noțiune care se referă la o grijă pentru ceva material și care, de obicei, îți ocupă și partea ta interioară, sentimentală. De-aia grijă pentru cineva ca să-l iubești, să-l îngrijești, să-l știi bine, e izvorâtă din dragoste, din ceea ce înseamnă interiorizarea ta, iar stresul e tot, dacă vreți, cam tot ceea ce te afectează, dar și cuvântul afect în sine ar fi fost bun, dar privim, să spunem, cu noțiunea care e dată de lumea în care trăim, te afectează pentru că se referă la o neîmplinire, poate de moment, sau poate și de lungă durată, că dacă te stresezi cum să faci să ai un serviciu bun ca să-ți întreții copiii în școală, e o formă de stres pe care o accepți. Dar
pe de o parte, așa cum am spus, și grija și stresul pot fi și cu înțeles comun, dar și cu înțeles diferit. Dar tocmai de la acest stres care este acum din ce în ce mai prezent în familiile noastre și în propriul nostru trup, vedem, cred că pleacă și are legătură și celălalt fenomen care este din ce în ce mai mare în România, la noi. Chiar studiile recente arată că rata sinuciderilor din România este foarte mare, fiind chiar poate a doua țară din Uniunea Europeană. Este și vedem că are legătură cu Evanghelia Mântuitorului din această duminică, și anume despre grijile vieții, care grijile vieții dau rezultatul stresului. Și stresul, cei mai mulți sinucigași care lasă un bilet de adio, cum spun ei, spun că nu au mai rezistat stresului și de aceea și-au pus capăt zilelor. Și aici apar mai multe aspecte. O persoană care se însingurează, că de obicei persoanele care ajung la acest act sunt persoane care s-au însingurat, deși ele trăiesc într-o comunitate, trăiesc într-un sat, într-un oraș, poate au prieteni, au serviciu, nu comunică, se autoizolează. E un paradox al lumii. Că există oameni care se însingurează în lume, deși trăiesc într-o mulțime, și sunt oameni care trăiesc singuri și pe vârfuri de munți, și nu mă refer numai la călugări și la sihastri, ci și la oameni care au o căsuță în vârf de munte și stau singuri și nu sunt singuri pentru că ei sunt întreaga lume, pentru că au un sentiment de apartenență la lume. Când pornești la un lucru, trebuie să fii conștient de ceea ce ai. Și să mă gândesc, nu știu, n-am un caz foarte relevant, dar să spun o situație. Mă gândesc la o persoană care pur și simplu se chinuie să-și facă un trai decent și dintr-o dată are un mare câștig. Dacă nu știe să gestioneze această problemă, atunci apare un stres care poate să ducă și la un asemenea... Pentru că a pierdut acel câștig foarte repede și... Sau poate că a câștigat ceva ce nu poate gestiona. Nu știu dacă nu merită, că poate merităm cu toții să trăim mai bine și eu chiar mi-aș dori să trăim cu toții mai bine. Dacă am avea noi mai mult, am putea să ajutăm și pe ceilalți care nu au de lângă noi. Problema e că persoane care ajung din acest stres la sinucidere o fac pur și simplu pentru că nu comunică, pentru că dacă ar vorbi cu cei din jur, am aflat și noi greutățile și problemele lor și poate a reușit să face măcar pentru unii ceva și pentru faptul că se simt singur și că se simt presați de binele pe care vor să-l întocmească. Se spune că drumul spre iad e păvat cu fapte bune, nu? Și cu intenții bune. Da. Cam așa se întâmplă și cu aceștia. Dacă ar avea mai multă comunicare și dacă ar reuși să pună din grijile lor și pe umerii altora, atunci n-ar mai fi această stare de depresie, această stare de însingurare. Însă cred că mai bine despre acest lucru ar putea să vorbească un psiholog sau un psihiatru care are și studii în acest domeniu. Mă refer pur și simplu la partea spirituală care ne duce de multe ori în stare de lipsă de Dumnezeu, care e depresia. Și plecând tot de la acest lucru, vedem și anume despre pierderea sufletului. Spune Mântuitorul că ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul? Noi mai avem o Evanghelie foarte frumoasă pe care o citim în Sfânta Biserică, care spune despre un om care i-a rodit din beșul țarina și care după ce a văzut câtă bogăție avea, n-a gândit cum să ochii vernisească pentru toți. Nu spune nimic de familie, nu spune nimic de cei din jur, ci pur și simplu are un dialog cu sufletul său și spune: suflete, ai multe bunătăți, mănâncă, beaște, veselește. Și acolo, și am să spun terminologie românească, deși e un concept venit de pe filieră greacă, e o încarnare a sufletului, e o întrupare a sufletului și tot ce e trup moare. Cam asta se întâmplă și cu cuvântul Mântuitorului. Ce folos ai totul dacă tu nu mai ai o relație cu nimeni din jurul tău sau chiar dacă o ai într-un mod egoist și doar interesat? Și atunci e firesc ca tot ceea ce ai să împarți. E cea mai simplă formă de înțelegere și de trăire pe acest pământ și pe care a dezvoltat-o, dacă privim și prin primele secole creștine, foarte bine Sfântul Vasile cel Mare, care mergea pe dreptul comun și a făcut o cetate impresionată numită după numele său Basileada și care era poate exemplu cel mai bun pentru ceea ce înseamnă o societate umană, efectiv. Desigur, spuneați de acest egoism. Egoism poate fi și în ceea ce privește bogăția, poate fi o formă de egoism.
Nu. Mântuitorul... Bogăția e foarte bogăția. Bună. Dacă o folosim corespunzător. Spuneați despre Sfântul Vasile cel Mare, dacă îmi permiteți. Spuneți. Chiar un articol am citit recent. Averea estimată, bine, calculată în monedele noastre de acum, și anume în euro, da? Ar fi undeva la 18 milioane de euro. Averea Sfântului Vasile cel Mare din vremea aceea. Și el a pus-o toată în slujba comunității. Știm foarte bine, a alcătuit și a construit centre pentru bătrâni, pentru săraci, pentru tineri, pentru cei aflați în suferință. Având biserica în mijloc. Și a fost un om foarte bogat. Așa este. Așa, noi avem exemplu de oameni bogați și din respect și din foarte multe motive, nu o să le dau acum numele, pentru că nu e rostul, dar avem foarte mulți oameni bogați care își împart averile aproape la modul total. Și se întâmplă în țara noastră să apare tot felul de centre pentru oameni ai străzii, centre pentru copii, centre pentru bătrâni, și acești oameni care își donează mare parte din avere sau poate chiar toată averea și chiar se pun ei înșiși în slujba celor pe care ajută, sunt din medii diferite, sunt oameni de afaceri, sunt chiar preoți, sunt sportivi și așa mai departe și reușesc să facă lucruri frumoase. Bogăția în sine e foarte bună, pentru că dacă ești bogat, material vorbind, că e și vorba de bogăția sufletească și aici e cu totul altceva. Dacă ești bogat material, atunci cu siguranță îți permiți să faci un bine cuiva care nu are nici măcar cum să viseze la ceea ce ai tu. Și dincolo de, eu știu, de un aliment foarte bun pe care îl consumi, dincolo de o apă foarte bună, dincolo de, nu știu, orice bucurie pe care ți-o poate da, poate și un dulce pe care îl servești, atunci când oferi cuiva din oceanul tău material, cu siguranță că acel om se simte și el bogat. Sunt oameni atât de săraci care dacă îi ajuți efectiv cu o sumă infimă sau cu un produs care nu te costă pe tine foarte mult, simt că l-au prins pe Dumnezeu de picior. Pentru că pentru ei o pereche de încălțăminte nouă înseamnă, dacă vreți, starea cea mai de sus pe care poți să o atingă. Deci bogăția trebuie privită din punct de vedere al modului pe care o gândim noi. Sunt oameni săraci care se simt bogați pentru că au 6 copii și e o veselie și e o armonie în casă deosebită și sunt oameni care au tot ceea ce le trebuie din punct de vedere financiar, au și un serviciu foarte bun sau o afacere foarte bună și care se simt foarte sărași și totdeauna doresc să aibă mai multă bogăție crezând că mai mulți bani sau mai multe domenii sau mai multe afaceri pot să aducă această stare de bucurie. Dar bucuria e o emoție, nu se manifestă doar în sumele de bani sau în avere. Se manifestă în mod diferit și nu trebuie să judecăm pe cel care este bogat, pentru că bogăția în sine nu e decât altceva decât un dar de la Dumnezeu care trebuie împărțit celorlalți. Ați introdus bogatul și omul care are, să spunem, o avere mai mică sau mai mare, să-l numim noi bogat. Cred că l-ați introdus foarte bine în această categorie pe care Mântuitorul o spune chiar la sfârșitul Evangheliei. Căutați mai întâi împărăția Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte se vor adăuga vouă. Deci vedem această categorie de bogați care nu pune accentul neapărat pe sursa devenit materială să fie cât mai consistentă și trece tocmai pe partea cealaltă și anume să facă dreptate în jurul său, să fie un om în armonie cu ceilalți și vedem că Dumnezeu și avem cu siguranță în Sfânta Scriptură, avem multe exemple, cel mai concret pe care îl amintește și Mântuitorul, regele Solomon, cel mai bogat poate rege din toate timpurile și spune că în toată mărăția lui nu s-a îmbrăcat pe cum se cuvenea. Păi, oricât de mulți bani, chiar dacă să ai toată împărăția lumii, dacă nu există persoana dragă cu care să o împarți, poate să fie cea mai scumpă și mai frumoasă haină. S-ar putea să stârnești admirație, invidie, de ce nu? S-ar putea să ai foarte mulți prieteni care în mare lor majoritate vor fi interesați de ceea ce ai tu și le poți oferi, nu de ceea ce poți să-ți ofere ei. Și în sine, bogăția pe care o ai s-ar putea să o transforme într-un minus pentru tine. Acum, Mântuitorul vorbește în Sfânta Scriptură despre mulți bogați.
și despre bogatul acela care a venit și a întrebat care poruncă e mai mare din lege și care își dorea să afle, apropo de dreptate, ce este dragostea, ce este dreptatea, ce este, dacă vreți, modul prin care Dumnezeu așteaptă răspunsul cel mai corect de la noi. Și dacă am merge puțin spre dreptate, am vedea că și cu dreptatea e de mai multe feluri, că e dreptatea lui Dumnezeu care este respectarea dragostei, pentru că Dumnezeu este iubire, El este calea, adevărul și viața. Pe de altă parte, e dreptatea umană, care înseamnă respectarea Constituției țării noastre, care înseamnă respectarea legilor și care tot o formă dreptate pe care chiar Hristos o încurajează spunând: dați cezarului ce este al cezarului, iar lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Atunci când au venit fariseii și l-au întrebat dacă se cuvine să dăm taxe statului, se cuvine să dăm dajdie împăratului, și atunci Hristos a cerut banul dajdiei, acea sumă care se oferea ca impozit, și le-a arătat că al cui chip este pe ban este al cezarului, adică al împăratului, și au primit ei acest răspuns, să respecte legile statului, dar să respecte și legile lui Dumnezeu. Și atunci când se respectă aceste legi, nu poate interveni nicio problemă, să spunem, de natură juridică, poate morală, pentru că pot apărea în stat și legi mai puțin morale sau mai puțin creștinești, și ne confruntăm din ce în ce mai tare cu tot felul de inițiative legislative care depășesc cumva sfera normalului, pe care îl privim noi ca și normal, și al moralului creștinesc. Dar asta e o problemă de stat și noi ne rugăm ca toți cei care conduc această țară și pe care noi îi alegem să ne reprezinte așa cum trebuie și să facă legile cele mai bune pe care noi trebuie să le respectăm. De altfel, biserica se roagă permanent pentru conducătorii țării. Firește. Și aș vrea, Părinte, acum la încheiere, cred că am ales un text spus de Sfântul Apostol Petru, verhovnicul Mântuitorului: lăsați-i lui Dumnezeu toată grija voastră, căci El are grijă de voi. Cred că Sfântul Apostol Petru, să spunem, după ce cu siguranță a auzit această cuvântare a Mântuitorului, cred că s-a inspirat și din această cuvântare și a spus: lăsați grija lui Dumnezeu. Dacă participăm la Sfânta Liturghie și nădăjduiesc ca din ce în ce mai mulți dintre telespectatorii noștri să se bucure de întâlnirea cu Hristos, măcar în slujbele duminicale, acolo la Sfânta Liturghie avem o cântare numită Cântarea Hieruvimică sau Cântarea Îngerească, care face referire tocmai la lăsarea grijii lumești. Toată grija ce lumească, cum să o lepădăm, ca pe împăratul tuturor să primim și așa mai departe. E un text foarte frumos care cred că s-ar merita să-l spunem în fiecare seară la rugăciune, dacă nu chiar la fiecare moment de rugăciune, pentru că împărtășirea grijii poate să ducă la mai multă pace și la mai multă liniște. Atunci când ai mai puține griji sau cineva ți le împărtășește și încearcă să te ajute, sau măcar chiar dacă tace e acolo pentru tine, că nu trebuie de multe ori să vină cineva să te ajute neapărat material sau eu știu cu altceva, decât cu un cuvânt sau cu ascultarea, atunci toată grija ce lumească, cu siguranță că e o lajă lui Dumnezeu și simți că ești plin de El. E cel mai simplu mod, cu putință, de a rămâne normal, nu neapărat de a fi, că suntem oameni normali, nădăjduim încă, deși avem o sumedenie, deși noi de griji pe care le acceptăm, că nu ne pune nimeni să le avem, dar ele intervin din trăirea noastră firească, unele intervin pentru că ne plac anumite lucruri sau pentru că ne-am băgat în foarte multe ascultări sau foarte multe situații în care este nevoie de noi. Sfântul Apostol Petru, cu siguranță că a spus acest gând privind și ceea ce a făcut Hristos în propovăduirea sa. El a fost încă din începutul alături de Hristos și faptul acesta l-a ajutat să vadă altfel tot ceea ce înseamnă grijă, muncă și ascultare. Părinte, cred că timpul acesta pe care l-am parcurs împreună cu siguranță a fost de folos telespectatorilor și am scos în evidență subiectele actuale care s-au desprins din această Evanghelie, și anume Evanghelia despre grijile vieții. Fiecare dintre noi, fiecare, cum am spus, repet, avem anumite griji mai mari sau mai mici și trebuie să... Și cred că Mântuitorul ne învață în această Evanghelie cum să ne detașăm puțin de ele și să nu punem accentul pe grijile acestea lumești, și totuși grija cea adevărată a unui creștin adevărat trebuie să fie grija pentru viața veșnică. Părinte Ștefan, vă mulțumim pentru toată învățătura de folos, cuvântul duhovnicesc, și să ne revedem cu bine, numai bine, Doamne ajută!
sărmâna și să ne revedem cu folos. Preacucenice Părinte, gazda noastră de astăzi, Părintele Ștefan Zaharia, aș vrea să ne spuneți câteva lucruri despre frumoasa bisericuță pe care o aveți aici, în satul Conțești, și să ne detaliați un pic din istoricul ei. Suntem la o biserică, un monument istoric, face parte din patrimoniul cultural național. E o biserică de categoria a doua. E veche. Nu avem un act al ei de construcție. Cele mai recente cercetări au scos la iveală anul 1784. E un an luat dintr-o carte care s-a ocupat cu cercetarea bisericilor de lemn din județul Neamț, o carte scrisă de către un colectiv de autori. Și tot de acolo am mai aflat că catapeteasma bisericii a fost zugrăvită de către zugravul Constantin. Despre biserică putem spune că ea se așează cumva în rânduiala bisericilor de lemn construite la noi în comună și la Guravăii, parohia Guravăii Deal și la Turturești. De asemenea, biserici de lemn asemănătoare se mai găsesc la Galu și la Farcașa, deși acolo e vorba de o altă tehnică de îmbinare a lemnului. Biserica noastră este construită din bârne de lemn cu lut. Ea a fost văruită, așa cum avem astăzi, undeva de pe la jumătatea secolului trecut, când a fost adăugat, să spunem, acest lambriu de o culoare argintie. Biserica a fost inițial construită fără pridvor. Acest pridvor a fost adăugat prin anii 60-70 ca o necesitate liturgică și administrativă. Inițial, intrarea bisericii ducea către un naos și un altar la 2-3 scări sub pământ, sub nivelul pământului. Acum ea a fost înălțată de, să spunem, cam de peste 100 de ani, are forma inițială. Biserica în sine e o biserică frumoasă care are nevoie, cei drept, și de ceva ajustări, în sensul în care ne aflăm într-un proces de obținere de fonduri pentru restaurarea ei. Bine, e un proces de consolidare-conservare inițial și apoi o restaurare a catapetezmei, pentru că noi nu mai avem, să spunem, obiecte de foarte mare valoare care să poată fi restaurate, în sensul în care o cere un complex muzeal sau, să spunem, niște standarde foarte ridicate. Ele sunt într-o stare bună, dar trebuie o restaurare, pentru că ele au o valoare mai mult sentimentală și mai puțin artistică sau o valoare materială. Acum, despre formarea parohiei, ne puteți spune câteva lucruri? Parohia e recentă, deși biserica e una dintre cele mai vechi din comună. Parohia e recentă, a fost înființată în anul 2002. Eu sunt primul și singur deocamdată paroh din istoria acestei parohii. Am avut numirea în parohie pe data de 30 noiembrie 2002. Până atunci, părintele Lupașcu Gheori, care este la parohia Girov și care slujește la parohia Girov, a fost și parohul acestei biserici, care era o biserică filie. Parohia noastră numără aproximativ 127 până în 130 de case, dacă punem și casele construite mai recent. Locuinte sunt doar cam 100, că avem și noi acest fenomen al migrației care s-a dezvoltat din ce în ce mai tare. Avem foarte mulți, peste jumătate din parohie sunt case care au o singură persoană, pentru că sunt persoane vârstnice. E cumva imaginea parohiei rurale cam dintr-un protopopiatul nostru. Niște izvoare, ne puteți spune unde găsim date despre... Nu prea sunt izvoare, pentru că prin acele perioade se consemnau date foarte precise doar despre construcțiile monumentale, despre catedrale, despre ctitorii ale voievozilor, și această biserică, dacă este singura din totdeauna, să spunem aici, a fost făcută fie de către oamenii locului cu sprijinul boierilor Cantacuzino,
din ceea ce avem noi ca și date, dar mai există și varianta că această biserică, mai puțin plauzibil de altfel, această biserică ar fi fost strămutată sau adusă sau, în genere, construită de către persoane din Ardeal venite în timpul răscoalei lui Horia Cloșca și Crișan, care au fost strămutate cumva aici, da. Și avem și câteva familii cu nume din Ardeal care s-au păstrat. Deși aceste familii apar după răscoală, iar vedomostiile vremurilor, care sunt anterioare cam cu vreo 80-90 de ani, prezintă doar o familie care s-a păstrat în decursul vremurilor. Da, aș vrea să știm foarte bine că multă lume vă cunoaște prin aparițiile pe care le-ați mai avut și în media, și în media TV, și în media scrise. Vreau să mai spuneți ce activități mai aveți acum în desfășurare, în activități cu tinerii sau proiecte în care sunteți implicat? Să vorbim despre cele parohie mai mult decât despre cele personale, că astea sunt mai importante fiind aici. Noi am făcut cateheză cu copiii începând cu anul 2004, deci cam la vreo un an jumate, 2 ani după ce am venit aici. Din anul 2007 am început un proiect național numit Hristos Împărtășit Copiilor. Între timp, eu am devenit coordonator al biroului de catehizare al protopopiatului Piatra Neamț și prin intermediul acestui birou am făcut atât la parohia noastră cât și în alte parohii din protopopiat acest proiect. Am avut și întâlniri cu adulții în cadrul proiectului The Way sau Calea Mântuirii, așa cum este cunoscut la noi în țară. Acum suntem într-o perioadă de vacanță, să o numim așa, pentru că eu voi fi angrenat în echipa de tabără de la Durău a proiectului Alege Școala, care este Patriarhiei Române. Române în colaborare cu Fundația Orvijul România. Și probabil din toamnă vom începe cu o nouă grupă de copii în catehezile, pentru că satul nostru, fiind cumva mai puțin numeros, firesc are și mai puțin copii și tineri, iar o nouă grupă o putem forma din toamnă, pentru că deja au 4, 5, 6 până în 10 anișoși și vom putea face o nouă grupă de cateheză. Părinte, cred că în puținele cuvinte pe care le-ați spus acum, vedem că de fapt sunt proiecte foarte mari, foarte mărețe și sperăm că vor da roade. De fapt, ce vrem să facem prin aceste proiecte? Să arătăm pe Hristos tuturor, Hristos împărtășit copiilor și nu numai copiilor, și celor mari. De aceea spun eu că vă urăm succes în continuare, sunteți model pentru mulți preoți din protopopiatul acesta din Piatra Neamț și sper să ne mai vedem. Mulțumim că ne-ați primit. Cu drag. Cu drag și poate chiar la o activitate de genul celor care le-am vorbit. Mulțumim, Doamne ajută. Dumnezeu să vă ajute. Dragi telespectatori, iată-ne la finalul ediției acestea. O ediție specială cu o parohie foarte frumoasă, cu un istoric foarte bogat și de asemenea cu un preot care are foarte multe activități pastorale, misionare, și ne vom vedea săptămâna viitoare cu o nouă parohie, cu un nou preot, în care să vi-l aducem în casele dumneavoastră, să vi-l aducem toată activitatea, toată misiunea bisericii și să fim aproape de dumneavoastră. Vă asigur că vă port în rugăciunile mele și să ne vedem sănătoși, Doamne ajută!